Dacă te lupți cu mafioții, e normal să ai momente când ți-e teamă. Dar asta nu înseamnă că renunți. Când am vrut să intru în avocatură, îndrumătorul meu la care lucrasem fără să fiu plătit 2 ani de zile, mi-a cerut șpagă. Mi-a spus, știți, am luat la examenul de licență 10. Bine, dar tot trebuie să-mi dai 4.000 de euro ca să-ți dau semnătura să intru în barou. Și atunci, peste noapte, am decis să plec. Am schimbat orașul pentru că nu dau șpagă, din principiu. N-am luat și n-am dat în viața mea o șpagă. Am casa mea cumpărată cu banii mei, câștigați în câțiva ani de zile, puși deoparte. N-am datorii la nimeni. Sănătate, cu impozit, contribuție, asigurări sociale, totul e plătit. I-am zis soției mele, atunci vindem tot ce avem aici, ne plecăm în Scoția, ne luăm acolo o căsuță și mă duc și car whisky și mă îmbăt ca să uit de necazurile astea din România. Vorbesc serios. Pentru că mă măcina, efectiv mă măcina să văd ce se întâmplă. Pe urmă, ajungi la concluzia că tu poți să afectezi un om, doi oameni, cinci oameni ca avocat, dar în politică poți să schimbi un sistem. Și atunci am decis să intru în politică pentru că mi-am dat seama că nu e o soluție să plec din țară. Dacă trăim cu toții cu teamă, nu mai facem nimic. Și renunțăm la progres și furăm viitorul copiilor noștri, ceea ce eu nu pot să fac. Ar trebui să apună definitiv vremea politicienilor mincinoși. Promit, deși știu că nu se poate face. Românii s-au săturat de promisiuni deșarte. Trebuie să facem lucruri, să le promitem.